Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Au trecut peste noi două sărbători ale unui sfânt, Dimitrie Mare, cum s-ar zice, și a Sfântului Dimitrie Basarabov, dar n-aș vrea să renunțăm la autorul pe care l-am citat în cele două zile, la Ernest Bernea. Am găsit aici, într-un capitol din Criza lumii moderne, unde se vorbește despre năzuințele și rătăcirile științei, un citat care cred că se potrivește gândului meu din seara aceasta. Activitățile omului modern, cu deosebire în ultimul veac, au fost dominate de știință. Toate cercetările sale cu caracter științific, toate întreprinderile sale sunt organizate științific. Nicio disciplină, nicio acțiune nu prezintă suficiente garanții de seriozitate dacă nu are temei științific. Termenul a avut o frumoasă și largă întrebuințare până în limitele mitologiei, în așa fel încât cu greu s-a mai putut determina domeniul și metodele științifice de ceea ce era pseudoștiință sau mit. Mesajul este limpede. Nici idolatrizarea științei nu e sănătoasă, așa cum credința ne îndeamnă că idolatrizarea lui Dumnezeu nu e sănătoasă în niciun caz. O spun aceasta pentru că am constatat că în ultima vreme unii susțin că dacă ești om de credință, ești un om care nu cunoști știința și ești dincolo de limita cunoașterii științifice. E periculos, pentru că sunt foarte mulți oameni din lumea științei care exact prin credința lor au învățat cu smerenie care este limita cunoașterii. În fond, a fi om de știință nu înseamnă a avea neapărat diploma afișată pe perete, ci a face din diploma aceea modul tău de a fi, caracterul tău de cunoaștere și capacitatea ta de a-ți cunoaște limitele. O spun și pentru aceea că, din nefericire, în ultimele luni am constatat că nici știința nu are soluții chiar la toate și că de fiecare dată în limita neputinței sale este și limita neputinței noastre. Poate că dacă am învățat să stăm unii lângă cei, lasă să ne sprijinim, cei care se roagă cu cei care cercetează și cei care cercetează pe cei care se roagă, am fi mult mai apropiați în ceea ce privește cunoașterea autentică a lui Dumnezeu și a propriei noastre vieți. O spun sigur cu dragoste și cu o cutezanță limitată, și anume aceea că nimeni niciodată, nicio situație nu-l poate face pe celălalt să iubească ceea ce celălalt crede că este important în propria sa viață. O spun de pe poziția celui care, îndrăgostit de fizică și chimie, de matematică, de științe exacte, n-a dat niciodată deoparte capacitatea și dorința de a învăța limba română sau de a cunoaște, într-un fel sau altul, partea spirituală a lucrurilor. Cred că atunci când vii dinspre spirit, spre știință, lucrurile se adâncesc și se cuprind și se întrecuprind cu mare bucurie. De aceea, păstrați-vă bucuria cunoașterii. Nu lăsați să fiți niciodată antrenați în lucruri care nu vă privesc și care vă pot răpi prin bârfă și jumătate de măsură bucuria de a fi oameni. Oameni de știință, oameni la limita mitului, cum ar spune Ernest Bernea, ceea ce privește cunoașterea. E frumos când ești om și cauți să-L cunoști pe Dumnezeu. E frumos când ești om și cauți să cunoști omul și să dăruiești cunoașterea ta. Mâine e o nouă zi, o zi a cunoașterii cu bun simț.